Bun, dragii mei, și continuăm cu secțiunea de interviuri, așa cum v-am promis și tradițional pe canalul meu România Culture Cars. Hai să vedem ce au spus piloții pe care i-am intervievat. Bun, dragii mei, sunt alături de Bogdan Ungheanu, pilotul clasei S1000 la echipa Next Level Racing. Salut, Bogdan! Știu că te-am întrerupt de la treabă, dar spune-ne pe scurt cum vezi tu weekendul acesta pentru echipa ta? Da, ce să spun, să luăm pe clase, la clasa S300 îl avem pe Ștefan Goriuc. A debutat anul trecut alături de noi la ultimele două etape. E un sportiv promițător, așteptăm îmbunătățirea timpilor. La Stock 600 am început o nouă colaborare cu Robertino Dumitru, un pilot și el tânăr, dar cu experiență vastă motociclism și de la care așteptăm cât mai multe podiumuri și la fel îmbunătățirea timpilor. La clasa Stock S1000 particip eu. Pentru început doresc clasarea în primii 10 piloți și să îmbunătățesc mai mult timpii, cred că mi este la îndemână. La clasele de rookies, rookie 600, îi avem pe Mihăiță Avram, Horia Beldiman, piloți care au fost alături de noi de la început. Cristina Audrescu o să fie și ea prezentă tot la clasa rookie 600. Alături de ea o să mai avem un pilot bulgar, Mihail Boicev. La clasa rookie 1000 o să avem doi piloți bulgari, de la care așteptăm și de la ei rezultate foarte, foarte bune. Am înțeles. Și un mesaj pentru fanii echipei, fanii motociclismului. Îi așteptăm la circuit să vadă cum se poate merge pe circuit și așteptăm alături de noi la toate evenimentele. Am înțeles. Mersi frumos, Bogdan! Bun, dragii mei, și m-am întâlnit cu Archil Constantin, sau Piticu, cum îi spunem padoc, clasa R600, echipa TAS Racing Team, unde va apărea și în episodul nostru special. Salut, Archil! Cum vezi sezonul 2022 pentru tine la clasa R600? Ce să zic, salut în primul rând. Cum să zic, sezonul 2022 cred că o să curgă foarte bine. Cel puțin eu mă simt mai bine. E al doilea an în care particip la MotoRC. Anul trecut a fost anul de debut în care n-am avut, să zic așa, rezultate. A fost mai mult un an de acomodare. Și acum avem o echipă mai solidă, motorul este pregătit, mă simt foarte bine cu el, am început tot să scad, de la fiecare intrare să mă duc mai jos. Eu am un obiectiv să scad sub cele 2 minute, că e un prag mental de care aparent nu pot să trec. Momentan am un 2.01 bestul meu, să zic așa. Și eu aștept cu nerăbdare prima cursă, că asta, prima cursă e cea mai importantă. Am vedem ce o să întâmple. Am înțeles. Sper să încerc să mă mențin un ritm, să-l am constant, că de obicei multă lume greșește, vezi niște timp falși la alți piloți când au calificările. Ideea e să ai o constanță și să te distrezi. Dacă nu te distrezi și tragi doar după timp, după asta e posibil să faci foarte multe greșeli. Am înțeles. Și un mesaj pentru fanii tăi, fanii curselor, fanii echipei, fanii motociclismului? Ce să zic, vă aștept un număr cât mai mare la circuit. Vă aștept și pe circuit dacă aveți, sunteți posesori de motociclete. Moto. Da. Și vă așteptăm un număr cât mai mare, că o să fie super show de acum în continuare. Da. Mersi frumos, Archir. Let's ride together și țurez asfalt uscat. Mersi la fel. Ciao. Bun, dragii mei, și cam astea au fost interviurile din cadrul MotoRC, Motorcycle Racing Championship, de la etapa de deschidere. Ați văzut în mare parte ce au spus piloții intervievați. Acum, evident, trageți și voi o concluzie din ce ați văzut pe videoclip și în rezumat. Evident, rezumatul vi-l las în descriere. Și până data viitoare cu celelalte secțiuni de interviuri și celelalți piloți care vor fi intervievați, vă urez asfalt uscat, let's ride together și să-i dăm drumul la show. Hai, avem un sezon lung!